Acum pictez un tablou mare. Vreau să-mi fac un autoportret. Aici o să desenez inima, o gămălie de chibrit. Aici creierul, un aparat sacru și concret. Undeva vor fi neapărat nasul, gura, n-are niciun sens să omit ochii. Două semne de întrebare. Aici în colț o să-mi pictez gândurile. O claie în formă de rufe murdare. Pieptul, o oglindă cu poleiul zgâriat, va lăsa să se vadă interiorul, cu totul neinteresant în definitiv. Sus, sprâncenele își vor schița zborul. Două aripi vor fi probabil și urechile. Fruntea cutată, o scară către infinit. Buzele, arc perfect, vor reprezenta pentru eternitate obsesia roșie a sărutului mit. Un ochi atent va mai putea zări în fine cicatricea unei găuri în frunte sau în maldărul recuzitelor inutile, ceva ce ar putea semăna a ideal sau a munte.